Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Mă tot învârt în jurul știrii astea cu protecția consumatorilor care a amendat Blue Air. Așa. Și nu se leagă niște lucruri. Și unde să apuci. Da, nu reușesc să înțeleg. Știm că este haos pe aeroporturi, știm că se anulează zboruri, știm, adică asta e plauzibil că se întâmplă asta. Dar ați auzit și la știri, e peste tot. Da. Da? Că protecția consumatorilor a amendat Blue Air cu 2 milioane de euro din cauza, zice protecția consumatorilor, a 11.000 de zboruri anulate în doar un an. 11.000 și câteva sute, nu știu, anulate într-un an. Asta înseamnă că Blue Air ar fi anulat, potrivit protecției consumatorului, aproape 31 de zboruri pe zi. Asta înseamnă 11.289 de zboruri anulate într-un an, zice ANPC. 31 de zboruri pe zi, zi de zi, 365 de zile pe an, ca să iasă socoteala. Are 31 de zboruri pe zi? Păi asta mă întreb. Că se duce anula? Da. Eu știu că Blue Air zboară acum cu 12 avioane. Așa știu. Că au 12, de fapt au 13, dar unul este tras pe dreapta din nu știu ce motive. Deci ei zboară cu 12. La ei pe site, dacă intri, sunt foarte mândri că au 18 avioane. Dar nu știu de când este anunțul respectiv și am senzația că în timpul pandemiei au mai dat câteva. Hai să zicem 18. Durata medie de zbor la Blue Air, din câte știu, e cam 2 ore, 2 ore și jumătate. Nu se pot face mai mult dacă pui și timpul de schimb, care e o oră, și timpul de mentenanță, și faptul că nu prea zboară noaptea, și că trebuie să mai odihnească piloții. Adică la folosire intensivă, mai un 4. Avion, mai mult de 2 ore și jumătate, să zicem, pe zi, 3 zboruri pe zi, nu face. Cred deci că nu reiese. Realist, cred că fac 2 zboruri dus-întors, practic. Da. Pe zi. Asta înseamnă 24 4. De ore. Da, nu iese socoteala, deci, că asta ar însemna, bun, maximum 50 de zboruri pe zi, toată compania, în cam medie. Așa. Da. Păi să anulezi 31 pe zi timp de un an înseamnă că anulezi mai mult de jumătate din curs zi de zi. E neverosimil. Dar poate sunt și pe mii de anulări. Anulări de ce? Înțeleg că, bilete. Înțeleg că un reprezentant Blue Air a dat o declarație la economica.net și a spus că, mă rog, o să conteste în instanță și că, de fapt, ANPC nu înțelege despre ce este vorba și că ar fi 11.000 de zboruri. De bilete. De bilete. De zboruri, de bilete, da. Ceea ce este cu totul altceva. Că un avion are de la 100 de pasageri în sus. Oricum sunt multe. Nu, dar, ce de condamn... dar mi se pare... Bun, stai, aici e o discuție. Da. Băi, totuși, asta e o companie, adică avem o instituție a statului care dă un astfel de comunicat care e devastator pentru orice companie privată. Să nu se înțeleagă că iau apărarea Blue Air, am avut necazurile mele și toți am avut necazurile noastre cu toate companiile locuri. Da, așa e. Bă, dar când dai un astfel de comunicat și confunzi mere cu pere și spui că au anulat 11.289 de zboruri într-un an, deci 31 de zboruri pe zi, zi de zi. Zborurile unor cetățeni particulari. Și condițiile în care ăștia au, vorba aia, cred că nu fac mai mult de 40-50 de zboruri pe zi cu totul, în zilele care nu sunt sărbători legale sau ceva, păi e o problemă, adică nu dau seama, serios, sunt foarte intrigat și aș vrea să știu exact unde o să ducă știrea asta, știi? Că oamenii nu verifică, adică aud, mamă, nenorociți, uite ce au făcut. Bun, stai, e un business privat, hai să vedem ce au făcut ei de fapt aici. Da. Da, sunt foarte mulți oameni, uite, avem și noi mesaje de la oameni care au avut, uite, mie mi-au anulat 3 zboruri dus-întors, altcineva spune mie de la Birmingham mi-au anulat de mai multe ori zboruri. Așa este, așa este. Mulți acuză că vând în avans cu bilete ieftine și după aia anulează zborurile. Da, sunt cazuri multe, ceea ce este super revoltător și super enervant. Ce mi se pare mie de condamnat în cazul, eu fiind client, eu zbordesc cu Blue Air, recunosc, pentru că e ieftin, în primul rând. Ce problema au ei majoră și de care se plânge foarte multă lume e că în cazul în care anulează un zbor, nu îți returnează banii, unul la mână, și doi la mână, e aproape imposibil să comunici cu ei. Da, asta deci nu există, nu se poate vorbi, este, practic. Așa este, este super îngrozitor. Un număr de telefon la care dacă suni, ești anunțat că e taxabil cu X cenți pe minut. Da. Și stai și în așteptare, adică nimeni nu-și permite, practic, să vorbească, eviți. Să vorbești cu ei, poți să le scrii, le-am scris, nu mi-au răspuns niciodată și nu dau banii înapoi. Uh-huh. Eventual, ți dau într-un portofel electronic să-i poți folosi la viitoare călătorii tot cu ei. Da, deci încă o dată, nu îți returnează banii. Nu e vorba că apărăm cumva compania așa, dar eu mă uit mai degrabă spre ANPC, care a dat un comunicat, amendă 2 milioane de euro, 11.000 de zboruri.
Bun, nu, cumva ați făcut o confuzie, adică nu vreți să mai verificați o dată? Și dacă ați făcut o confuzie, să ne spuneți și nouă? Că corect, nu e plauzibil, nu se lipesc lucrurile, dincolo de păcatele companiei. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.